Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. Când ai trimis Iisuse pe ai tăi învățăcerii, le-ai spus nimic pe cale să nu mai ia cu ei. Nici haină, nici merinde, nici traistă, nici arginți, căci te îngrijești tu singur de orice trebuinți. Să ducă doar mireasma cuvântului divin și toate celelalte se adaugă și vin. Cât ți-a urmat cuvântul și în lume te-au vestit, nimic n-au dus cu dânsii, nimic nu le-a lipsit. Dar astăzi, Doamne, mulți din cei ce calea ta o țin, de toate i-au cu dânsii, pe tine prea puțin. Averi ades prea multe, arginți sacul prea plin, credință însă, Doamne, și tu așa puțin. Averea ne atrage și lunecă și cad din calea mântuirii la moarte și la iad. De toate, Doamne, au toți, și mare ca și mic, dar când nu te au pe tine, ei nu mai au nimic. Doamne, ce frumos era când pendința ta lucrare, pe cât țara cuprindea, tot poporul tău avea o iubire și o cântare. Doamne, ce frumoși pot fi și acum și întotdeauna cei ce pot mereu iubi și se pot mereu smeri și pot fi în toate una. Doamne, ce frumos e atunci când avem o învățătură și în unirea Sfintei munci ținem Sfintele porunci cu iubire și căldură. Doamne, ce frumos ar fi dacă am fi ca înainte, dacă gândul s-ar smeri, inimile s-ar sfinți și ar fi dragoste fierbinte. Doamne, fă-ne iar să fim cum ne-au fost părinții una, o credință să vestim, cu o nădejde să muncim, o iubire întotdeauna. Amin. Să fim.